Această emisiune este sponsorizată de You are not entertainment. Te zic la ce vreau. Mă pregătesc pentru Wednesday Addams. E pictată pe gură? Wednesday Addams după... E pictată? N-are un leucoplast? A, are leucoplast. Prizoniera întuneric. N-are mai leucoplast pe gură? Ceva. O să-i dans contemporan. Ia, ia, mă ține. Ținuta e drăguță. Da, superbă. E făcută de ea. Ia uite-o pe noastră. Asta e episodul cu handmade. Asta e cătușele. I-a căzut floarea. Ce stătușată de i-a căzut lanțurile și trecutului. E un dans tribal. Da, bine că m-am aruncat în noi. Ia uite măi. Uite măi. E aceeași? Da. De mai devreme? Da, ba, da, e aceeași. Și care e? Arta. Aruncă cu conii în tine. Puterea pământului, ea. Și oaza. Ferească Dumnezeu, ferească. Păcat că nu are colegul acces. Aici. Aici e o tranziție foarte bună, sigur. Mama mia, top. Aia a fost. S-a ieșit top. Vreau să vorbim despre zână, Andra. Cu zână începem. Era. Mi-a păi eu nu pot să-mi explic decât că femeile astea, că oamenii ăștia au ceva la cap, măi, că nu este posibil să te comporți așa în timpul liber, să faci așa, să te îmbraci așa, filmezi. Să te machezi, așa, să faci așa prin casă, să te filmezi și să postezi pe internet crezând că, mamă, ce ai făcut tu? A făcut, că uite, a ajuns la noi. Vârstă, pur și simplu te plictisești și nu mai ai ce să faci. Ți-e frică de bătrânețe tu? Te reconectezi cu copilul asta interior. Asta o să facă play la bătrânețe. Nu, e noi. Frică, da, așa cunoaște. De bătrânețe, dar sper să nu fiu așa. Recunoaște că... Sper că dacă totuși o să mă filmez, bătrân fiind, să fie ceva un pic mai bun. Nu, da. Păi dacă te diclești acolo... Da, da. Eu sunt capabilă să votez tot acest calul de filmulețe. Da. Entertainment, not entertainment, da. Nu știu ce entertainment. Pe tine te amuză. Not entertainment, aia cu... De tu de rușine ai pus not entertainment. Nu știu, aia cu... Cu conii. Nu măi, cea cu... Cătușele. Prima, Wednesday. Ultima, măi. Ultima? Da. Care era cu conii. Tranziția, nu, măi, ultima, penultima... Tranziția, băiatul. Zâna. Zâna, așa, că nu, că nu mai știam. Te amuzat. Zâna, da. Cu aripile ei de fluturași. Da. Not entertainment. Next. You are not entertainment. Aoleo. Așa ți-ai făcut și ce să ce e mai maioneză? Da. Cred că nu-i destul, mai pune puțin. Poți să te ridici să te uiți? De ce? Nu poți pe deasupra așa? Lasă, nu te chinui. Stai. Nu, mai degrabă deci să se face rău. Mâine, nu, duminică o să-ți fac așa un sandwich. Ah, da, exact. Oare o să avem masa asigurată duminica? Sau... Mamă, ce mă... Mă rog că mi-am dat seama. Să nu mă arăt. Ia. Cred că ceva lipsește, nu? Ar mai trebui ceva. Cred că lipsește ceva. Băi, maioneza aia... Încă vreo patru feluri de murături, zic, că ar mai lipsi. Și mai lipsește ceva așa... Deci pune în sandwich jumătate de borcan de maioneză, ca să înțelegi. Și vreo... 7-8 felii de șuncă. Și ceapa a pus tot. Jumătate de kil de ceapă. Girl dinner, tot ce-ai închis de. Pune ceva crocant. Ceva crocant să simți. Crocant, exact. În muște, exact. Așa aș fi făcut și eu. Lipsește... Chipsuri în sandwich, tu ai mai auzit de așa ceva? Chipsuri în sandwich, măi. Aia băltește. Chipsuri în maioneză, exact. Observ că băltește aia. Deci e udă de maioneză. Păi... ce bun e, yummy. Ce foame mi-e. Ah, ce bun a ieșit. Mie mi se face rău mai bine de mușcă. Ia uite. Uite cum curge. Wow, ești top, ești cea mai bună bucătăreasă din lume. Scârboasa naibii. Cine-i pierdut noi un minut din viață? Da, fix. Mulțumim, Bogdan.
Bogdan. Andrei, mulțumim. Cel mai scârbos sandwich total pe care l-am putut da, vedea. Da, Not Entertainment. Cu 80% de chestii scoase ar fi bun, dar... Ce? Salata și șunca. Vreau o felii de șuncă să mai să scoți. Ăla cum l-ai făcut-o a fost foarte cel mai bun sandwich pe care l-am mâncat. Ce ți-ar fi făcut de acolo să ai maioneză și absolut salata. Nimic. Salata cu pâine. Salata cu pâine. Pâinea arăta bine. Cred că era gustoasă. Salata. Eu l-aș fi băgat și la air fryer. Puține murături. Și în cuptor, bă. Coacă. You are not entertainment. Îmi cer scuze în momentul ăsta. Dar o să-mi spun un punct de vedere. Aoleu, taci din gură cu punctul tău de vedere. Uite la tine cum arăți. Muncesc eu în lume artistă. Cât muncești tu în lume artistă? Să țin 2000 și ceva de oameni pe live. Auzi și tu, asta e muncă. Păi nu muncesc niciun sfert în viața reală. Doamne, eu nu pot cu asta. Multe v-ați dorit. Eu nu pot cu asta. Asta când o văd, mi se ridică tensiunea. Sunteți niște căcăcioase? Nu mai vorbiți că vorbiți degeaba, că vă căcați pe voi. Artista... Așa că la cotez toate căcăcioasele. Care eu nu știu că abia îmi mi-a plânge. Da, tu știi ce seara să muncești în lumea artistă? Tu ești ultima... Nici nu. N-a știut. Când munceți voi. Ia. Ce să zic? Într-o zi, eu muncesc într-un minut cât voi. Asta deci, trăiește într-o realitate inventată de ea. Cât voi într-o zi, eu muncesc într-un minut. Asta e artistă. Cred că a vrut să zică cât câștigați da, voi da, într-o da. Zi, eu câștig într-un minut. Probabil. Că altfel nu înțeleg asta. Nu știu ce a vrut să zică, dar ești foarte penal. Vă căcăcioaselă! Diaria, sau cum ai zis tu, ești chiar tu, de pe internet, din păcate. Stai că am uitat că... Și ea crede că este o mare artistă, pentru că ține 2000 de oameni pe live, care se uită la ea doar că să-și bată. Să-i taie colegul microfonul. Nu pot, eu v-am zis că eu când o văd pe... Hai, votează, lasă, nu te mai... Asta, nu te mai cum e? Terminată. Hai, Not Entertainment. Să-ți fie rușine că jignești oamenii care da, muncesc. Asta merită, da, exact. Dar femeia muncește, ține da, 2000 de oameni muncitoare. Pe live, e o artistă muncitoare și tu ce ziua, faci, mă, ei, tu muncești toată ziua pentru da. Un minut din viața ei. Doamne, ce diluză, doamne, ce femeie. You are not entertainment. Las-o, că... Nu, las-o, dă-i mai departe. Să nu o las, dar... Nu. Asta zici că e vânzătoarea de la... Deci este o... Da, mi-ai trimis. Vânzătoarea de la un mega. De-aia are ruptură de șold, măi, are șoldul fracturat. Păi ea atâta poate să danseze. Păi zici că e aia, o văd pe TikTok. E împăiată. E împăiată, direct. Măcar dansează mai mult decât noi. Păștoși. Paru, cred că nu e al ei. Tu ce părere de seamănă faci? Cu văzătoarea de la mine, de la Mega, care are și ea TikTok și o văd tot timpul cu de-aia citate pe manele. Asta e lui Andrei. Ce? O știi, Andrei, că am arătat-o pe aia care face cei. Sărim între realități, între dimensiuni, ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Unde a dispărut? A ieșit să nu zic ce. Dar ce și-a făcut un rapor? Și-a făcut un look American. Cine e asta? Christy Hope, nu cine e asta? Fie rușine. Și-a făcut un look american și probabil și el cât muncește deci, într-un minut. Doamna cu ceai. Hai să ne ocupăm de doamna cu ceai. Doamna cu ceai, eu aș spune părerea mea, dar nu mai avem voie să ne să păi, vorbim din poți să spui așa. Are un moment de... Are un moment în care... E între lumi. Da, între lumi. Cum se numește procesul ăla? Când, nu procesul ăsta, este un proces în care, nu detașare, din asta, în care... Da, v-ați gândit că la bătrânețe poate o să ajungem așa și nu? Noi? Tu, du-te tare, o să mă îmbrac în lenjerie intimă dacă și o să te fac screlozezi. Un film. Deci a era... A ieșit... Da, exact. Și era gen hop. Hop. A simțit ceva, dar nu era. A venit... A venit... A nu știa... Așa că iese din c*** și era, nu, ce se întâmplă? Vai de capul meu! Fix asta! Deci n-ai cum. Și de domnul cu chiloții până la... V-am zis de domnul. Păi nu, zine că nu ne-ai zis nimic. Un domn care dansează în casă. Un domn care și-a tras boxerii ca doamna Gina.
soțul doamnei Gina, probabil, Ginuțu. Să le facem cunoștință. Exact. Trebuie să le facem cunoștință. Da. Este grupul oamenilor care își ridică... Care nu mai au limită. Își ridică totul până în gât și li se văd formele și ei dansează la șiv. Doamna Gina doar merge și își arată ele cum sunt certate. Dar domnul ne arată și ce mișcări are în... Acum am mai ridic. Și-mi ridic și eu pantalonii. Se uită foarte dezaprobator la noi. Bă, nu, că mie mi-a plăcut ce a spus. Da, mult și eu sunt de aceeași părere. Da. Not Entertainment. La montaj noi nu mai suntem. Decât eu cu Andrei. Da, exact. Stai puțin. E blestemul Alinei. E blestemul ei. Nu poți înseamnă să cad așa? Nu, aia nu stai bine. Da, domnul, rămâne Not Entertainment deci pentru acești oameni. Deci își ridică toți pantalonii până în gât, doamna Gina cu fetele certate și în montaj voi nu mai sunteți lângă mine, va fi doar Andrei. Not Entertainment. Vă voi surprinde, n-am nicio explicație, dar ceva, nu știu, m-a entertainuit. E o prostie, dar m-a entertainuit. You are not entertainment. Nimian a reușit să scoată hit după hit, iar piesele ei au milioane de vizualizări pe internet. Pe lângă vocea, Alexandra Creț mai are un as în mânecă, soțul ei Remus îi arată că este alături mereu. Oh my god. Hello. Hello. Eu țin trandafirul în gură, am mai rândul tău să-ți eu țin trandafirul în gură, am mai rândul tău. Eu țin în gură, acum e rândul tău să-ți țin în gură. Trandafirul, măi. Mai măi, deci asta este insane. Da, asta a și stat. Oh my god, asta a fost un o hărțuire. Era un viol a fost. Un viol stai buratic. Stai puțin, să ne întoarcem la ultima bucată. Ea era prezentatoare sau ce era în echipă cu cine? El? Cine? Doamna. Nu era, era moderatoare. Nu, concurenți se întâlneau acolo. Așa. Era și așa se întâlneau. Iubirii, sau era așa întâlnire, măi. Era mireasă pentru fiul meu. De asta, deci. Cui mulțumim noi pentru ținutele noastre? Pentru ținutele noastre, stați așa să fie ținută. Mulțumim Opshop pentru ținutele noastre din episodul de astăzi. Îmi place foarte mult această ținută. Ca să vedeți, dacă ați fost atenți, ieri am pus un note din ăla pe Instagram. No. Cum nu vă mai pupați copiii pe gură. Pentru că îi învățați să nu mai aibă, în primul rând că e foarte scârbos și dubios, îi învățați să nu mai aibă nicio limită și când vor crește, se va întâmpla fix asta. Totul a fost, nu, deci full circle, îți jur. Păi nu, dacă tu înveți deci, se întâlnesc că doi se pupă pe gură și e poți să pupe pe gură pe oricine. Într-o emisiune, iar ăla îi bagă limba până în gât, aia pe aia pe nepregătită, aia trebuia să se pupe căl pe obraz, tu înțelegi? Stă un pic. Ce-i un fel de hărțuire. De șoc. Nu copilul, adultul tu. Ăla sigur a fost pupat dar de măsa pe gură când a fost mic. Pentru că dacă îi pup pe gură când sunt mici, învață să nu mai aibă limite și să... E o părere personală. Ești ok cu pupatul copilului pe gură ca părinte? Și nu, nici la fetițe, nici la băieți. Adică mamă, fată, nu există. Pupatul pe gură nu. Pupatul pe gură este... Pentru... Nu, fate, obișnuiește să-i pupi pe frunte, pe obrăjori, pe... Dar nu pe gură. Ce e asta? Da. Mă, ca și mai decizia fiecăruia cum își cresc copiii, că nu suntem noi aici să le ținem, dar părerea noastră este că nu, așa. Și dăm... Ai o întrebare sau ce? Vreau să zic și eu ceva și nu pot de voi, da. Tocmai vorbeam, voi ați intervenit peste mine și după aia n-am mai putut să zic nimic. Scuze-ne. Ca și în sezonul trecut sau ce sezon a fost cu... Cum era jocul ăla cu limba? Pe care îl făcea papa sau Dalai Lama? Cum... Dalai Lama, măi. Dalai Lama. Juca suge limba. Da. Uite cum s-a îngropat știrea aia. Cam așa. A dispărut. Știrea. A dispărut, dar aia, mă. Și știrea. Mamă, ce trist a fost și momentul ăla după să-l uit. A, și cureaua doamnei, da, na, se întâmplă. Se întâmplă oricui. Da, ce-am văzut? Nici mai știu. A, da, horror, da, gata. Mergem mai departe. Oh, Doamne. Cea mai picantă pizza din București. Ce are un salam special și un sos special de roșii. Ce aș mânca și eu pizza aia. Nu e bună, uai. Seco. Deci am căzut de acord că da. Nu e bun. Nu.
Da, nu, s-a strâmbat și a scuipat. Dacă eu mănânc 30-40 de mese pe zi, pentru că eu postez aproape zilnic 20 de TikTok-uri de 2 ani încoace. Bă, da, ăștia, din banii lor își cumpără toate mâncărurile astea. Nu, mai stai puțin. Se mai întâmplă să am momente când nu mai pot să mănânc efectiv și momentele alea trebuie să arunc mâncarea. Asta nu înseamnă că nu este bună. Eu sunt food tester. Ce e asta, mă, meserie inventată? În 2023 poți să ai orice meserie dorești. Eu mănânc zilnic destul de mult, dar după cum am zis, există momente când nu pot să mai mănânc toată mâncarea pe care o filmez. A fost cum a zis că eu recomand. Da, te-ai strâmbat și ai scuipat. Glumești, minciuna asta este... Măi, ori, într-adevăr, nu i-a plăcut, n-a fost bună, ori a fost gen, nu, chiar nu mai pot și de-aia scuipat. Nu, s-a strâmbat și a zis, asta nu e bună, scuip. Că te poți strâmba și... Dar totuși, măi, food tester, nu trebuie să ai și tu niște cunoștințe culinare. Culinare? Adică măcar să cunoști să faci niște feluri de mâncare, corect? Nu, doar mâncând. Asta, așa ți-a acumulezi experiența ca food tester. Mănânci într-una și testezi o nouă de mâncăruri și îți dai seama prin comparație care e mai bună și care e mai rea. Nu știu. Dacă are firmă că face campanie, ar trebui. Eu sunt curios dacă toți acești food tester și restaurant tester you are not plătesc. Entertainment. Asta e, da, adică plătesc. Ar fi visul meu. Ar fi, eu aș fi chiar ideal pentru food tester. Da. Iubesc mâncarea, iubesc să testez mâncarea, așa că nu vă sfiiți și trimiteți-mi o grămadă de mâncare să testez. Am avut un clip de curând postat în care știi că sunt aia de pun dita mai oala înghețată și să prostesc cu mâncarea și sunt ceilalți care se duc și fac mâncare să dea oamenilor sărmani. Așa. A făcut-o și el. Eu nu știu după acest episod. Așa. Și s-a imagine. Dus și a dat shawarma făcută la o shawarmerie, nu mai contează. Adică dacă tot vrei să faci ceva, trebuia să o și filmezi ca. Da, asta mă enervează și pe mine. Păi toți da. Oamenii ăștia care donează, care tu fac o faptă bună. Tu când dai ceva, te filmezi? Îi dau așa la cerșetor. La viața ta. Nici eu. Adică nu aș putea să te pun pe tine sau pe Andra. Da, imaginează-ți, da, de tu ce să zicem, Doamne ferește, Doamne ferește, tu ești o cerșetoare. Nu, ea e în alt film ea. Și eu vin să-ți dau să o mâncare și să-și așa în fața ta. Tu acolo vai de viața ta, moartă de foame și eu îți dau o filie de pizza și să așa. Uitați, ajutăm săracii astăzi. Niște penibili. De-aia și dau doar ca să se filmeze. Dacă vrei să dai ceva, nu deci mai posta. Concluzia noastră este că el a scuipat pentru că nu i-a plăcut mâncarea, nu că a mâncat. Și ești un mincinos. Hai. Not Entertainment și îl urmăresc o grămadă de copii care iau drept exemplu. Trimiteți-mi mie, că eu nu le... Dacă tot a venit vorba despre mâncare, nu uitați de concursul nostru cu voucher în valoare de 150 de lei oferit de... Colecții Dorici. Întrebarea din această săptămână pe care... La care veți răspunde în postarea episodului este următoarea. Stați să o găsesc pentru că n-am învățat-o pe de rost. Ce ți-ai cumpărat dulce în ultimile 7 zile? Și noi ne vedem săptămâna viitoare cu un nou episod din You Are Not Entertainment. V-am pupat! Pa, pa, pa.